Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Mircea Miorhei a reușit o victorie senzațională în preliminariile Conference League. Echipa noastră a învins în deplasare cu scorul de 4-2 formația Torpedo Belaz din Belarus. Returul se va disputa la Orhei joia viitoare și va fi transmis în direct de Wii Sport de la ora 19. Partida dintre Milsami și Torpedo Belaz s-a disputat în Ungaria, deoarece belorușii au pierdut dreptul de a evolua pe teren propriu din cauza războiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Mamadou Camara a deschis scorul în minutul 19 după o gravă greșeală în defensiva gazdelor. Milsami și-a dublat avantajul 10 minute mai târziu, după golul senzațional marcat de Danus Pătaru. Torpedo a reușit să reducă din diferență până la pauză după golul înscris de Vadim Pobudei. La începutul reprizei secunde, Danus Pătaru a reușit dubla și a scris al treilea gol al echipei sale. În minutul 80, Milsami conducea deja cu 4-1 după ce un fundaș belorus a trimis mingea în propria poartă. Torpedo a reușit să reducă din diferență în penultimul minut de joc, iar Milsami s-a impus la final cu scorul de 4-2. A fost un meci dificil pentru că am depus foarte mult efort după un drum un pic cam greu și obositor. Primul meci întotdeauna emoții mari și ne făceam griji că doream foarte mult să începem cu dreptul acest prim tur și am făcut-o bine, am scăpat din păcate ultimul, al doilea gol nu necesar, însă mai avem un meci și trebuie să ne concentrăm foarte mult să fim gata pentru a trece mai departe. A fost un meci dificil, primul meci oficial și, dacă sincer, ritmul în echipă la moment lasă un pic dorit, dar suntem fericit că a fost un meci bun până la urmă în primul tur și avem de muncit și mai mult în al doilea meci în Moldova. Заценивать не будем шансы. Мы готовимся к следующему матчу, так же как и Торпедо. Однозначно будет опять же напряженная игра. У нас может быть есть небольшое преимущество из-за того, что мы дома в ответный матч играем. Но все равно серьезно настраиваемся, никакого настроения такого нет, что мы уже решили задачу. Однозначно и Торпедо будет на победу там играть, поэтому готовимся серьезно. Manșa secundă a primului tur preliminar din Conference League dintre Milsami și Torpedo Belaz se va disputa la Orhei, joi, 18 iulie. Meciul va fi transmis în direct de postul de televiziune Wii Sport de la ora 19:00.